mi se pare că cel mai important punct la doamna lege este faptul că nu ne învață și să jucăm șah și cum se joacă, dar ne învață și cum să ne comportăm la o partidă de șah. Eu vin la șah pentru că, în primul rând, îmi place acest sport, pentru că ne dezvoltă mintea și ne ajută să gândim mai bine, pentru că am niște colegi minunați și doamnă profesoară minunată. Fac șah de când sunt mică și ceea ce m-a făcut să-mi placă a fost, de fapt, un fel de ambiție de a mă bătea profesorul. Ha, încă mă chinui. Doresc, evident, ca orice profesor și ca orice antrenor, ca acești copii cu care lucrez să ajungă la mare performanță. Recunosc că și eu mi-am pus în ultimii ani probleme, în primul rând pentru că ne concurăm cu tehnologia asta fantastică și trebuie să-i atragem cu ceva. Cred că fără pasiune nu se poate face nimic. Că sigur că trebuie să fii și talentat și să muncești, dar toate astea, dacă nu ai și pasiune foarte mare, foarte greu, pentru că și la șah sunt foarte multe ore de muncă pe zi. Ca să ajungi mare jucător, trebuie să acorzi 6-8 ore pe zi. Deci, ca și când te duci la serviciu. Și atunci e foarte greu de crezut că cineva stă în fața tablei 8 ore dacă nu are și mare pasiune pentru asta.